Bună dimineața, prieteni! Suntem pe drum și mergem la pescuit. Ne vedem de la apă. Avem o problemă. Și anume, am ajuns la locul unde voi pescui. Râul este undeva în spatele meu. Dar problema este că am plecat de acasă unde aveam 23 de grade și am venit aici în câmp. După cum vedeți, este câmp deschis. Ceasul este 9 și jumătate și temperatura este 32 de grade. Sper să rezist câteva ceasuri. Voi pregăti echipamentul și voi merge către apă. Iată și părâiașul. Este un părâu mic. După cum v-am obișnuit în ultimele clipuri, pentru pescuit am ales genul ăsta de ape, deoarece, sincer să fiu, îmi place să pescuiesc mai mult pe genul ăsta de ape, pentru că provocarea este una mai mare și tot în același timp astfel de păriașe te ajută să-ți dezvolți abilitățile în pescuitul clanului în locuri restrânse, unde debitul de apă este mic și clanul este foarte, foarte sperios. Echipamentul este pregătit, mă voi apuca de pescuit, voi încerca câteva woblere rotative, nu știu, vedem ce reușim să facem. Eu sper că o să fie bine. Uite-l. Avem și primul clenuț. Un clenuț frumos. Frumușel. Asta n-a mâncat decât a atacat, este înțepat în opercul. Hai că te eliberăm. Asta este. Asta este, să le eliberăm. Uite aici unul cu apă put. Țin mai atent, că ce m-am speriat, era o broască aia. Uite, l-a luat-o. Tot la fel. Nu este mai mare decât primul, dar aceeași chestie și aici. Nu mănâncă, doar a lovit-o. Pe semne că ceva l-a enervat și... Hei, te eliberez. Uite-l. O să-i dau drumul aici. Vom merge mai jos. Vedem ce locuri mai găsim. Uite-l,
Oho, și e frumos. Da, 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 da. Da, da, da. Frumos. Un plen frumos. Am încercat să-i dau de om undeva mai jos, pentru că totuși aș vrea să mai încerc în acel loc. Haide, du-te. Uite-l. Mic. Da. Am văzut clin și mai mare aici, dar asta am tot insistat aici pe zonă. Dar cred că i-am tot speriat. Nu renunț, deoarece m-a spus, am văzut ceva clin frumos aici. Uite, uite. Uite și unul frumos. Știam că e acolo. Știam că este acolo. Gata, că te eliberăm. Gata. Gata că pleci. Uite aici pleci. Cred că ăsta a fost sfârșitul locului, pentru că e al treilea pe care l-am prins. Ba nu, altul. Ce-i drept mai mic, da? E ok. Au ceva pete roșii pe zona capului. Uite-l. Nu știu al câtelea, al patrulea, al cincelea pe care îl scot aici. Uite ce au niște pete roșii pe cap. Nu pot da seama ce ar putea fi. Haide, fugi! Da, vom merge către aval să vedem oare ce locuri mai găsim. Nu, sunt la pescuit! Aia, am luat ceva mărunt. Hai că ai înscris la vânătoare, că te-am văzut cu șapca aia roșie. Zic, hai să fac gălăgie, să nu mă confund. Salut! Bine, vă salut, o zi frumoasă! Am văzut ceva mișcare de acolo de sus, așa că am coborât și o să încercăm să vedem ce iese. Uite-l! Frumos! Am văzut cum tot îi dădea târcoale. Uite exact ce îi spuneam domnului de mai înainte, că văzând acel fazan pe care l-am speriat, mă gândeam că este o zonă unde se desfășoară partide de vânătoare. Drept dovadă, uitați ce am găsit, sunt cartușele ce au fost folosite la vânătoarea fazanilor, probabil altor specii de păsări. Trebuie să am grijă pe unde calc să nu cumva să cad în o gaură de asta de casă, o vizuină. Am găsit ceva locuri, sper să țină și pește. Oh, nu mai pescar de spini, să nu fie.
Uite-l. Ah. A scăpat, s-a dus în apă. Uite! E mic, e mic, e mic, e mic. E mic, săracu. E mic. Hop. E mic, e mic, e mic. Așteptam să găsesc plenus ceva mai mare aici, pentru că locurile sunt cu apă puțin mai adâncă. Vedem unde găsim un loc. Tot mic e. Asta-i. Ne distrăm cu ei. Uite. Băi, ce mici sunt. Da. O să încerc să ies la mal, să vedem dacă voi reuși. Asta este problema numărul 1. Oameni buni, a sosit momentul să închei și partida, deoarece a venit căldura, sunt undeva la 41 de grade, dar cu toate astea eu mă declar mulțumit pentru ziua de azi. A fost o zi reușită în care am avut ceva activitate. E drept, clenuții nu au fost dimensiunea clenuților nu a fost una mare, dar am reușit de a mă distra. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați, dacă v-a plăcut clipul, să dați like, lăsați comentariu și să vă abonați. Ne vedem pe data viitoare!